O poveste așa cum n-am mai auzit, cel puțin eu n-am mai auzit ca o fată să aibă un asemenea ghinion. Este vorba despre o tânără care ar fi avut încredere în iubit și în prietena ei. Ceea ce ar fi trebuit să fie o petrecere între ei, între cupluri, ar fi devenit un coșmar. Tânăra și-ar fi surprins iubitul și prietena sărutându-se, imediat ar fi început scandalul, iar în timpul altercației aceasta s-ar fi lovit la cap. Înainte să ajungă la spital, tânăra s-a trezit lovită și jefuită într-o pădure. Așa că haideți să vedem un material și apoi să ne întoarcem și să ascultăm pe cei care fac toate aceste acuzații. Sunt mai bine acum, dar nu vreți să știți prin câte am trecut și prin ce am trecut? Sunt lovită și la cap, mâinile sunt... De pe dacă am putut uita cum tremur. Povestea Inei este desprinsă parcă dintr-un film de groază. O petrecere organizată ad hoc de iubitul celei mai bune prietene a ei s-ar fi transformat în cel mai mare coșmar. Sâmbătă seară am fost la o petrecere în zona Băneasa. Prietena mea, Diana, alături de iubitul ei, a organizat o petrecere. Vă dați seama, starea actuală nu ne permite să mergem într-un local, deoarece este cu COVID-19 și majoritatea sunt închise. Am ajuns acolo împreună cu iubitul meu, am urcat sus, totul frumos, ne-am distrat, ne-am făcut poze, am dansat. Ina a fost în culmea fericirii, iar petrecerea a fost una reușită. Totul până când iubitul ei, Condrat, și prietena ei, cea mai bună, Diana, ar fi stricat-o. Jocul adevăr sau provocare ar fi aprins scânteia, iar Condrat ar fi făcut o mișcare greșită. Acesta a ales provocare, iar prin surprinderea mea nu mă așteptam să-i pun acea provocare. I-a zis o sărute. Atunci am fost extrem de șocată, nu am știut cum să reacționez. A fost un sărut destul de pasional, n-a fost un simplu sărut, mă așteptam să fie ceva pe obraz. Na, din respect față de mine, e cea mai bună prietenă, el este iubitul meu, cum să fac așa ceva? Nu. Au premeditat Diana și Condrat scandalul? De acolo până la ceartă ar mai fi fost doar un pas. De acolo a început totul. N-am mai fost bună de nimic. M-am dus pe balcon, mi-am aprins o țigare, am încercat să mă liniștesc, să îmi revin, să nu explodez mai mult, să fiu eu, să mă calmez. Efectiv, nu eram ok deloc. Am văzut că ei nu mai erau în living și m-am dus în dormitor. Erau foarte apropiați și erau intimi. N-a interesat-o de prietenia noastră, efectiv m-a luat și m-a bruscat și eu mi-am pierdut momentul respectiv, la cât de tare a fost acea împinsătură, să zic așa, m-am dezechilibrat și am căzut. După cum vedeți, am dat cu capul de colțul mesei. Ei nu au sărit să mă ajute deloc. A venit iubitul Dianei, foarte mirat de ce se întâmplă, nu știa ce s-a întâmplat. Nu știu cum am coborât acele scări, am extrem de amețit, abia mă puteam ținea pe picioare. Știu că am ieșit repede pe poartă, m-am dus spre principală. Numai în fața ochilor ei vedeam doar pe ei, cum erau extrem de intim, extrem de apropiați. Prietena ei, cea mai bună, și iubitul ei. Împreună, Ina avea deja răspunsul la această întrebare, însă parcă nu voia să-l accepte. Era un taxiu, a oprit, m-am dus la el foarte speriată, i-am zis dacă poate să mă ia, să mă ducă de aici, că nu sunt bine deloc. El a încercat să mă întrebe, să vadă ce se întâmplă cu mine, de ce eram singură la ora respectivă. Mi-am cerut scuze, i-am zis că nu sunt în stare să povestesc, că nu mă simt deloc bine și că mi-este extrem de rău. Simțeam o amețeală în tot corpul, mă durea foarte rău capul, nu mai mă simțeam ok deloc și l-am rugat pe taximetrist dacă poate să oprească, să pot să cobor din mașină. Atunci vă spun că nu știu ce s-a întâmplat cu mine, am simțit cum îmi bate inima extrem de tare, am amețit și atât mi-am aduc aminte că am căzut pe jos. Din acel punct, viața Inei s-a schimbat la 180 de grade. Mai multe întrebări au măcinat-o pe tânără atunci când s-a trezit singură în pădure. Nu știu ce s-a întâmplat. M-am trezit nu știu după cât timp, știu doar că m-am uitat la mâini, m-am uitat că nu-mi lipseau brățările, aveam un ceas, colierul nu mai aveam și primul instinct care a fost să mă uit în geantă, pentru că știam că am o sumă de bani acolo
Și efectiv am fost șocată, toate hainele mi erau răvășite. Efectiv, dacă vreți să vedeți hainele, vă încruciți. Uitați cum arată hainele. Sunt plin de noroi, ca și cum, nu știu, am fost tăvălită, nu știu. Uitați, am și frunze aici. Mulțumesc lui Dumnezeu, a apărut o mașină și m-a oprit. Și m-a întrebat dacă am nevoie de ajutor și am zis că dacă nu sunt bine deloc, dacă pot să mă ducă la spital, la urgență, că mă doare extrem de rău capul. Când cei doi, erau doi băieți, nu am putut să le rețin fețele, nu știu cine erau, dar m-au ajutat. Nu știu cine m-a jefuit, mi-aduc aminte doar pe taximetri și pe cei doi băieți. Lângă mine este colegul meu, Adrian Velea, care a încercat să afle mai multe despre cele întâmplate și cu care o să și comentez acest subiect. Bună seara, bine ai venit, Adi. Iar acum o invit alături de noi pe Ina, tânăra care face toate aceste acuzații. Bună ziua, bună seara, bine ai venit. Ina, stai un pic, că nici nu pot să-mi... Nu pot să fac tirul. Povești, sunt atât de multe detalii terifiate că nu știi la ce să te oprești mai întâi. Câți ani ai? 21. Ma, ce tânără ești. 21 de ani? 21, da. Mulți înainte. La 21 de ani deja ai trăit niște experiențe demne de un scenariu de filme de groază. Totul a început cu o petrecere ca între tineri. Exact. S-a sfârșit însă foarte prost. În urma unui joc, înțeleg, din acesta între tineri, pe zi ala cu pedepse, adevăr sau provocare, adevăr sau provocare, nu știu. Da. Exact. Dar au fost mai multe jocuri cu prietena acolo. Ta. Bun, de aici a început o întreagă nebunie. Ce ți-a adus tu aminte din momentul în care a început cearta între voi doi? Ce ți-a aduce aminte din acea seară? Ce ți-a aduce aminte? Că înțeleg că doar taximetristul și acei băieți. În rest, unde te-ai trezit? Când te-ai trezit? Nu mai vorbesc de hainele, murdare, bijuterii furate, bani luați. Doamne ferește, nu vreau să mă gândesc dacă nu cumva... Dar probabil că tu ți-ai făcut toate analizele. Să nu fi fost vorba și de vreun viol? Opa. Încă nu am ajuns la acest pas, dar voi merge și la medicul ginecolog pentru a vedea dacă am fost cumva și violată. Bun, hai să o luăm cu începutul. Vreau să te întreb direct. Voi ați consumat vreo substanță interzisă sau prea mult alcool în seara aceea? Mă scuzați, am foarte mari emoții și mi-este foarte greu să reproduc acele momente. Am consumat într-adevăr băutură, alcool, substanță. Nu ați combinat cu altceva, da? Nu, cu altceva nu. Eu nu, ceilalți nu știu și nu vreau să mă pronunț în acest caz. Totul a pornit de la un joc banal, sâmbătă seara, ca să înțelegeți mai bine ce s-a întâmplat. Am înțeles, da. Am fost la petrecerea respectivă într-un apartament la iubitul Dianei. Diana fiind prietena ta cea mai bună, am înțeles. Da, prietena mea cea mai bună. Diana este prietena mea cea mai bună. Nu mă așteptam în vest să-mi facă așa ceva. Adică nu mă așteptam niciodată. Ne-am dus, totul a fost normal, ne-am distrat ca orice tineri. Până la un moment dat, când am jucat adevăr și provocare, cum am spus și dumneavoastră, iar Diana a învârtit sticla, cum este acest joc, și s-a oprit în dreptul iubitului meu. Acesta a ales provocare, nu mă așteptam, vă spun sincer, să-i pun o asemenea provocare, să o sărute. Atunci... Diana, prietena ta cea mai bună? Da, prietena mea bună, cea mai bună. Adi, la 20 de ani, la 21 de ani, nu cred că te gândești că ți-ai găsit partener pe toată viața și să fie așa iubire. Da, bine, până la urmă era un joc. Se mai întâmplă între tineri. Am mai auzit că se mai îndrăgostesc unii de alții și fac tot felul de semne pe sub... Da, bancă, pe sub masă, bun. Să înțelegem că asta a fost ceea ce a provocat scandalul, exact, da? Exact, tu da. Ai început să faci scandal prietenei tale și iubitului tău. Din acel moment sau nu, când? Nu, din acel moment nu. Am vrut să fie totul calm. Am zis să nu stric atmosfera din acea seară, să nu-mi ies din fire. Ei au continuat jocul. La un moment dat m-am uitat la iubitul Dianei să văd dacă are vreo reacție, ceva. Adică stai puțin, este iubita ta, nu intervin, nu spui nimic. Am văzut că nu a avut nici el o reacție, deși nu era ok nici el. Am continuat jocul, el a intervenit atunci și a zis că
hai să jucăm în continuare, să trecem peste această etapă. Vă dați seama că nu mai eram bună deloc. Nu mai eram...